Frumoasă zona asta. Bună dimineața, în a treia zi am plecat din nou în drumeție. Am trecut de pensiunea Patru Anotimpuri, care este închisă. Avem aici indicator terasa Punctea de la Sasca. Avem și însoțitori. Nu prea ne e foarte clar dacă sunt prietenoși sau nu s-au hotărât nici ei. Nu știu dacă se ceartă între ei sau se ceartă cu noi. Patru însoțitori avem momentan. Cred că ne duc până la ieșirea din sat și cam atâta. Aici în Valea Cică ar fi și o plajă de grăsani, nu noi, alții, unde Cică e loc de joacă pentru copii pe malul Nerei, dar o să ajungem probabil imediat. Aici este terasa Puncea de la Sasca și nu știu ce o fi aici, dacă o să avem nervi și răbdare, poate ne oprim la întoarcere. Poate intrăm. Cred că aici ne-a zis doamna de la pensiune că am putea mânca la prânz. O singura variantă. De altfel, avem și indicator în stânga spre tunele și podul Bei. Până la podul Bei, 3 km sau 3 sferturi de oră. Și câinii ne-au arătat ei, au luat-o ei înainte ca să nu cumva să ne rătăcim, că ei știu traseul. Până unde merg mă ăștia mici cu tine? Asta e puntea suspendată, nu? Da, așa, asta e terasa, mă. E frumoasă, mă, terasa. E frumos amenajată. Nu știu, au și un grătar acolo în spate sau ce-o fi ăla. Hai, se clatină? Puncea asta se clatină? Trecem pe rând sau împreună? A? E o senzație cam tare de plăcut. Este, nu? Deci se clatină. Aștept să treacă Florin de jumătate, că dacă mă duc și eu acum ne balansăm de nu ne vedem. Câinii s-au dus, primii doi au luat-o la fugă, frate, n-au nicio teamă ei. E luată Nera aici, aceasta fiind Nera peste care traversăm. E veche Puncea suspendată asta. Lemnele astea, unele sunt putrezite, altele lipsesc. Nu cred că, chiar că se clatină foarte tare. Adică foarte tare. Nu știu cât de tare se clatină la voi imaginea. Dar o să merg încet și o să mă concentrez. Pitoresc, nu? Aha. Not so pitoresc. Mă concentrez aici pe traversare, dar nu mă așteptam să fie atât de neplăcut. Eu am mai trecut pe punți de-astea și mi-a fost frică, dar nu că mi-ar fi frică aici, dar nici nu pot să spun că îmi place. Ha. Am trecut de jumătate, iată, cam așa ceva pe aici. Și vă spuneam că e destul de lată Nera și soarele. Iar pe partea asta se coboară pe niște scări destul de abrupte, adică e înaltă treapta asta. Hai, aici ești în curtea cuiva, într-o livadă. Cine ți-a zis? Hoiei prin curți? Așa povesteau? Da, e bine că ai ghid. Aștia vin cu noi, eu ți-am zis să luăm bobițele. Aici e o familie cu doi copii care a intrat cu mașina până acolo pe malul Nerei și au campat, au și cort. Da, nu știu dacă aș dormi în cort pe aici. Hai, prietene, hai. Bobițele la noi. Și am zis și am uitat pe aici. Trebuie bocanci. Traseul pe care îl facem astăzi pleacă de acolo, de la Puntea Suspendată și o să mergem până la podul Bei, acei 3 km. E prima bucată din cheile Nerei și probabil și cea mai ușoară. O să trecem prin zona care se numește La Tunele, însă aparent, sau mă rog, din ce am văzut eu pe net, partea cea mai spectaculoasă din cheile Nerei este una care se numește La Lanțuri sau cam așa ceva.
dar nu o să ajungem acolo pentru că distanța până acolo e, de aici ar fi peste 10 km doar dus, iar noi trebuie să ne și întoarcem. Dacă ieri am mers mai mult prin pădure, astăzi mergem așa pe la marginea unei pădurici, nu foarte înalte. O să fie mișto la întoarcere, că o să ne toropească soarele. Am intrat în pădurice. Uitați-vă cum sunt rădăcinile astea de la pumi. Zic că e tărâmul vrăjitoarelor. Sau așa am auzit. Avem 1,5 km. Deci ești la jumătatea distanței. Nu, noi aveam 1,5 de la cazare. Iar aici urcușul devine mai abrupt. Nu iau gâfă, e altcineva pe lângă mine. Și s-a cam zis și cu umbra. Aici sus o luăm din nou prin soare. Ăștia mici s-au oprit să vadă ce traseu vrem să facem astăzi. Pe aici este traseul spre tunelele romane. În direcția aceea spre se merge tot spre podul Bei, dar traseul este mai lung decât acesta pe la tunele. Și dacă mergi în continuare 3 ore până la cetatea Beiului. Dar ei știu mai bine. Eu nu știu de ce mai citești indicatoarele cu așa ghizi. Frumos! De aici de sus peisajul, cred că acolo jos... Ah, uite, se vede, nu era acolo jos în vale. Vezi stâncile alea din față? Da, vezi stâncile astea pe care trebuie să cobori? Da, coborârea e susținută și prietenii în continuare ne ghidează. Am ajuns, cred, pe sub stâncile alea care se vedeau interesant acolo de sus. Cred. Asta este stânca aia care se vedea interesant de jos. Să trecem repede, că pe aici cred că mai cad din când în când și pietre. Cred că ne apropiem de apă, pentru că s-a răcorit destul de tare și se vede cât ai, câți kilometri? 2 km, s-au împlinit 2 km de când am plecat de la pensiune. Dar nu e traseu pentru oricine și în orice caz musai încălțăminte de munte. Haideți, haideți! Știu că venim cam greu și vă plictisiți, dar așteptați-ne și pe noi. Cred că pe acolo e traseu mai ușor și pe aici dacă vrei să faci alpinism. Câinii fac alpinism, după cum vezi. Hai după ei! Dacă ai ghizi, de acolo e pe ocolite, urcai mai simpluț. Hop, 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 hop. Păi, așa au venit câinii. Am văzut din nou foarte mulți fluturi. Citisem pe net. A, și uite, acum ai ajuns la tunelele romane. Ce faceți, prieteni, până aici ați venit? La tunele nu mai mergeți? Gata? Deci 2,3 km fix din fața pensiunii. Gata? Hai! Mai mergeți sau ce faceți? Sunteți nehotărâți? Asta e marcajul alb cu roșu. Wow! E spectaculos când ieși aici la limpeziș. Rog, e frumos, dar dacă ai rău de înălțime, n-ai ce să cauți aici. Ai o sârmă de care să te ții, nu? S-au gândit și la asta. Are rău de înălțime, nu-i plac înălțime. Acum, sincer, eu am mai mers pe trasee de-astea la înălțime, dar dacă nu ești atent, ți se face rău. Poți să amețești. Deci e mai bine să te ții de sârma asta. Voi, prieteni, n-aveți nicio treabă. Ia uitați-l pe ăsta, cum stă el pe marginea stâncii și admiră peisajul. Așa ceva. Spectaculoasă zona asta, ce pot să zic. Aici sunt eu și aici e Nera. Haideți, mă, băieți, nu vă opriți în drum. Nu vă opriți în drum. Și deasupra avem stâncă. Și pe acolo am venit. Ăștia doi așteaptă să-mi fac curaj să trec după colț. Bate și vântul. Rău. Wow! Eu mă țin de șapcă, pentru că mă tem că o să mi-o ia vântul pe sus de tot. Potecuța asta pe unde mergem noi nu e deloc lată, adică trebuie să fii foarte atent când mergi pe aici. Ia uite! Wow! Wow. Frumoasă zona asta!
eram la Cârlige, nu știu cum, i-am zis la noi, i-am zis altfel la zona aia care mi se pare cea mai spectaculoasă, dar să știți că și partea de asta de aici e foarte spectaculoasă. De acolo te duci? Wow! Wow! Nu, ție nu-ți place, a? Da, da, e spectaculos! Nu-ți place. Nu-ți place că lipsește elementul de siguranță. Uite, pe acolo am venit. Poze cum facem? Facem, facem. Da, tot pe aici, întoși, ne-am pus frontalele pentru că începe zona cu tunelurile sau tunele. Am înțeles că sunt 7, dintre care unele sunt așa scurte, intri și ieși. Și citisem pe net că au fost săpate de localnici ca să poată să se ascundă aici în cheile Nerei și să supraviețuiască cotropitorilor. Pe acolo am venit. Și acolo jos e Nera. Așa arată traseul, destul de îngust, și din ce a zis domnul de la Podubei ieri, angajatul de la cantonul Silvic, cel căruia i-am plătit acolo taxa când am intrat spre lacul Ochiul Beiului, a zis că în zona asta sunt cele mai multe vipere, asta cu tunelurile, să sperăm că nu o să le vedem noi astăzi. Am întrebat tot ieri și sper să mă auziți bine, pentru că aici deja iarăși bate vântul destul de tare. Am întrebat dacă anul ăsta au avut cazuri de turiști mușcați și a zis că nu. Ar fi fost o doamnă, o doctoriță, care a fost mușcată chiar acolo unde am mâncat ieri, la Păstrăvărie, în camping, pentru că, ce credeți, sau la Podubei, nu la Podubei, la lacul Beiului. Era în șlap și a călcat pe un pui. Deci nu în șlap, dragilor. Și oricum, atenție pe unde călcați. Wow! Florin se grăbește că lui nu-i place genul ăsta de peisaj, așa, unde există riscul să-ți cadă vreo piatră din laterale, dar eu o savurez din plin peisajul acesta. Cu Nera în vale, potecuța e îngustă, trebuie să fii foarte atent pe unde mergi. Da, stâncile alea sunt senzaționale. Dar e foarte mult nisip pe aici. E nisipos așa. Ce frumos se vede acolo jos în vale. Voi aveți infraroșu? Haideți că vă luminez calea. Mi-am aprins frontala și ne încumetăm în primul tunel, care pare a fi mai lung din moment ce nu se vede luminița de la capătul tunelului. Și e bine că avem frontale. Merge și cu oada, ce curent și ce vânt e aici. Au! Ce ați făcut, mă? Cine v-a speriat? Eu sunt. Ce-au făcut? Ce ai, mă, prietene? Ți-e frică de mine sau ce? De ce vă certați? Ăștia tot între ei se ceartă. Bă, hai că ai ieșit. Haideți, haideți, nu vă opriți aici. Ai purici? Mă, puricel. Aici s-a putut merge în picioare. Am văzut pe net că există și unele tuneluri în care trebuie să faci mersul piticul. Practic am trecut pe sub versantul ăsta. Hai, iubițel! Am trecut un munte, da. Așa o să facă și acolo la autostrada care duce spre Sibiu, pe acolo, pe la, știi? Da. Aia de închisă, dar nu poți să mergi pe Valea Oricului. Așa o să facă, dar nu acum. Ăștia au făcut aici acum 1000 de ani. Noi încă nu reușim să mai copiem chestii de-astea deștepte. Și înapoi pe potecuță. Umbra nu-i deloc deasă. Și soarele începe să ardă. Și coborâm din nou. Nu e tocmai confortabilă coborârea asta, să știți, adică
E dificil, sunt crengi, sunt pietre și în unele zone coborârea este foarte abruptă. Nu știu cât de bine se vede de acolo de la voi cât de abruptă e, dar poți să aluneci, poți să te împiedici. Cu grijă mare, mare, mare trebuie pe aici și sprijină în băț. Mi-am luat doar un băț pentru că în celălalt, în celălalt braț stați voi. Și am ajuns aproape de Mărul Nerei. Nu ai ce să cauți pe aici fără echipament de munte, clar. Chiar nu ai, adică... Oh, ajungi chiar pe malul apei? Ajungi chiar pe malul apei. Nu uitați, dacă ajungeți pe aici, să vă uitați din loc în loc după marcaje. Wow! Hai mă, v-ați adăpat? Prieteni! Faceți o baie și după aia să vă scuturați pe noi? A, ăla face o baie! Eu nu m-am băgat cu picioarele în apă. Sunt aici pe niște pietre. Am venit să însoțesc pe prietenii Canin, dar ei au plecat deja, s-au răcorit, au băut apă și au luat-o la pas înainte. Ca niște ghize adevărați ce sunt. Ce caragioși sunt. Dacă au mâncare acolo la terasă, ne oprim să mâncăm cu ei la întoarcere. Să știi. Acolo la terasa de la punte, da, dacă au mâncare, ne oprim să mâncăm cu ele. Dăm și lor un mic ceva încârnat. Merită. Nu, am înțeles că 7 sunt tunele. Unde ești, prietene? Și ai aproape 3 km. Uite-l aici. Hai, hai. Suntem flancați. Zicea Florin că să zică și eu în ceva. Eu am de la Haihui în 2, dar noi suntem Haihui în 6, că la noi gașca e mai mare, ce... Nici o drumeție fără câini de companie. N-ai cum să vezi, păi de-aia și se recomandă să nu o iei prin nicio iarbă pe nicăieri, că nu poți să vezi nimic în iarbă. Se merge doar pe pătecuță. Frumos. Vegetație în apă. Da. Păstrăvul, vezi? Păi îmi place de toți, mă, băieți, mă, de toți îmi place, da. Dar lor le e frică, mă, le e și frică să stea să-i mângâi. Hai. Aici mergem chiar pe malul Nerei, așa e potecuța. Foarte frumoasă partea asta. Da. Foarte limpede, foarte curată. Uite câți fluturași. Mie aici îmi place mult mai mult decât ieri. Traseul făcut ieri, acela de la cantonul Bei, de la păstrăvăria Bei până la lacul Ochiul Beiului și fosta cascadă Beușnița, actualmente secată. Mie traseul ăsta îmi place mult, mult, mult mai mult. E, are și un grad mai mare de dificultate, sunt și acele urcări coborâri pe stânci și rădăcini. De lungime să știți că e aproape, ba nu, nu e la fel. Că ăla de ieri a avut 3,59 km tot, de sus până la așa, și acum deja ai 3 km și nu îmi pare să te apropii, că am trecut doar prin două tuneluri și am citit pe net că ar fi 7. Deci mai ai 5 tuneluri, de fapt. Oricum, partea asta, mă rog, partea asta de pe malul Nerei, da, este preferata mea, pe lângă apă. Și după aia e partea aia unde ne-am ținută sârmele alea. Avem marcaj că traseul merge încolo. Ăștia mici știu foarte bine traseul și sunt foarte bine antrenați. Eu cred că au fost la sală și au făcut mai mult mers în pantă decât bine, pentru că nu pot să-i urmăresc. Hai, hai! Dar totuși vin și eu. La un moment dat vin și eu. Pe acolo am urcat. Cum?
Ah, mai vine un tunel? Ce mă, veselilor, mă? Mă, veselilor, mă? Voi sunteți... Ce faceți? Unde vă duceți? Veniți înapoi. Ăștia au plecat prin pădure, au văzut ceva acolo. Bă, voi mai aveți multă energie, mă? Ăștia nu-s deloc obosiți. Hai, du-te. Nu vrei să mă depășești? Mergi încet după mine? Aoleu, unde te duci? Da, deci câinele alpinist a urcat pe aici, că el are niște neliniști. Ia uite-te la nevoie, că ai probleme cu ochi. Băi. El nu avea multe probleme, săracul. Ia uite-te la nevoie. Se grăbește, hai, du-te la el. Da, da, pe aici e traseul. Clar. Incomparabil. Mai greu față de cel de ieri, care a fost doar pe potecuță. Dar incomparabil. Mai frumos. Mai urci, mai cobor. Asta sunt și pietre. Acolo am venit. Cu prietenii. Stai, asta și se te așteaptă sau ce? Hai băiatul, hai. Curaj. Curaj că pe aici se alunecă destul de rău. Cu picioarele. Cineva un pic mă înjură. Nu, că el n-alunecă deloc. El n-are nicio treabă. Câinele, nu Florin. Florin alunecă. Și Florin a zis că îmi ar tunelele de râs. Da, el a zis să venim aici. Eu voiam de mai demult, dar n-am îndrăznit. Trebuie să vă închid. În cazul în care filmez prost, să știți că atât s-a putut, că eu nu pot să mă uit în cameră să văd ce se filmează. Că e așa. Și încolo e așa. Ai ajuns la tunel? Da, deci te-am așteptat. Mulțumesc că m-ai așteptat. Haideți. Mi s-a prins? Ha! Păi da, dar aici a ieșit deja, că uite, se vede capătul. Hai, și ăsta e de la Micu. Micu de înălțime. Adică... Mersul lui Piticu. Pe acolo mai e o ieșire. Nu e ieșire. Pe acolo e sinucidere. Gata! Aici nu am ce-am ieșit. Atenție, că alunecă. Și domnii au ieșit. Dar nu e chiar așa de scurt. Ce abruptă e râpa în vale. Așa. Aici sunteți în picioare și acolo e hău. Și intrăm într-un nou tunel. Wow. Dacă veniți pe aici, vă recomand să investiți 30 de lei într-un băț măcar. Foarte bun. Foarte important. Prieteni, ce veseli sunt ei! Am ieșit dintr-unul, dar intrăm în altul. Wow. Wow. Asta cred că e mai lung. A, nu e lung, că se vede luminița. A, le-ai numărat? Asta e a doua acum și asta cred că e al treilea din tura 2. Deci 5, 6 și mai avem 1. Asta cred că 6 e cel mai lung. Wow! Nu știu dacă vedeți și voi de la... Ah, nu e așa de lung. E doar un pic în cur... Cum? A, era un fluture. M-am și speriat. Și câinii care vin și ei repede.
Eu nu știu voi ce vedeți cu frontala și cu asta. Încerc să filmez cât mai mult. Wow, aici sunt curgenera dintr-o parte, dintr-o zonă mai îngustă, cu pietre și se formează așa niște mici cascade. Spectaculos. Ah, am ajuns. Am ajuns. Ai ajuns. Deci sunt 3,69 de kilometri pe care i-am parcurs în 59 de minute și 50 de secunde, adică o oră, 3,7 kilometri ca să rotunjim 5407 pași. Deci o oră, au zis bine. Și aici am ajuns la podul Bei. Ce să lucra așa în dălar, ce bun era? Baton proteic nu cred că mănâncă. Băi. Păi dă-le repede la și la celălalt. Hai, dă ia și tu. Am ajuns aici la podul Bei. Tariful de vizitare este de 10 lei de persoană, nu știu dacă am precizat ieri. Drumul spre lacul Ochiul Beiului este în stânga, iar în dreapta se merge spre cantonul lui Damian, până unde sunt vreo 4-5 km, tot vreo oră, și de acolo începe zona aceea spectaculoasă la Căplige, dar noi nu o să mergem până acolo, ne mai plimbăm un pic. În dreapta. Așa. Ca o potecă. După aceea o să ajungeți la capul poteții, ca o stâncă, vă cătărați pe stânca, dar nu mult, vreo 3 metri. Așa. Și mergeți pe vârful ăsta de aici și vedeți toată confluența. Deci de la cruce. Poate mai stau și vipere pe boturile alea. Dar atunci mai bine nu mai mergem, lăsați. Dar lăsați, că mai bine pe șosea. Acolo e un punct fain de belvedere. Da, dacă-s vipere, să-l vadă. Asta ele. La soare sau ce? Ies la soare sau ce? Pe la stânca aia mai văzut de multe. Oh. Da, mulțumim frumos! Domnul de aici ne-a lămurit ieri în ceea ce privește traseele. A fost prima oară când am înțeles și eu ceva din ce mi s-a povestit. Drumul este frumos și spectaculos. Hei, alo, nu mergem încolo, prieteni? Dreapta, hai, încoace. Încolo. Voi știți alt traseu, dar nu mergem. Am fost ieri fără voi pe acolo. Fără voi am fost pe acolo. Azi mergem pe partea asta altă. E probabil ieși undeva cu un vârf ceva. Pe aici. Ce? Cu belvederea. Pe asta e crucea. Deci asta e stâncă de pe lucru. A, să te duci pe stânca asta? Eu așa am înțeles. La soare, da. Nu vreau la viperă. Probabil aceea așa e stânca de unde zicea domnul, că se vede foarte frumos zona aceea. Nera e aici în vale. E frumos și pe aici. Se vede aici în vale Nera. Am primit. Unde ați fost, mă, că v-a pierdusem? Ce cauți tu acolo sus, prin pădure? Ce ați găsit acolo? Ne-am așteptat, dragii de ei. Mergem de vreo 15 minute pe aici, pe drumul ăsta. Dumnealor s-au dus înainte, ne-au așteptat acum, iar stau cu noi. Suntem un pic mai sus decât nivelul Nerei. Ne spusese unul din domnii de acolo, de la podul Bei, că ar fi undeva un poieniș cu un loc bun de belvedere, dacă mergem, nu știu, 15-20 de minute. Eu am zis că mergem un kilometru, avem 910 metri de acolo, de la podul Bei. Că oricum mai avem 4, noi am venit pe partea cealaltă a Nerei, pe undeva pe versantul ăla, dar nu se vede de aici din cauza vegetației zona cu tunele. Și cu siguranță v-am spus într-unul din clipurile anterioare, cheile Nerei sunt cele mai lungi din România, cele mai lungi chei. Am în total 22 de kilometri, dintre care noi am venit 4 pe acolo, pe la tunele. De aici se mai merge vreo 5 km până la cantonul lui Damian. Traseul acesta, cu zona aceea la Cârlige și toată partea aceea, se face în 7-8 ore. Și din ce am mai citit pe net, oamenii care hotărăsc, aleg să fac acel traseu,
campează, dorm cu corpul undeva sus acolo și se întorc în următoarea zi, că altfel n-ai putea să te mai întorci pe lumină. Și tot din ce am văzut pe net, ca să faci tot acel traseu, trebuie să traversezi la un moment dat Nera prin apă. Până unde mergeți, mă băieți? Gata. Come back. Gata, ne întoarcem. Uite aici, ai ajuns pe malul Nerei. Vino coa. Hai. Înapoi. Îți exersezi fluieratul, a? Hai. Că nu mai e unde să cobori, ești jos, mai jos de atât, numai un pic. Da. Hai. Ne întoarcem, n-am găsit niciun nimic senzațional aici. Adunarea. Hai, prieteni. Înapoi. Mergem să căutăm o terasă să vă cinstim. Dar nu chiar acum, acolo la întoarcere, la puntea cu suspendată. Puntea cu suspine. Traseul ăsta pe aici, cel puțin partea asta până la cantonul lui Damian, n-are niciun pic de grad de dificultate. E plat. E o plimbare așa, lejeră, de voie. Ne-am întâlnit cu un domn care ne-a zis că ar mai fi cam 20 de minute de mers de aici. Aici fiind 1,37 km de acolo, de la podul Bei. Atât am mers până aici. Deci ar mai fi 20 de minute, încă vreo 3 km. Nu, sub 2 km. Da, dacă noi tot nu facem traseul acela cu lanț, nu cu lanțuri, mă, cum am zis că îi spune lui ăla, pe tot îl uit. Dacă nu-l facem pe la ce rost are să mai mergem așa aiurea pe aici prin pădure, că oricum avem de făcut 1,37 km până la podul Bei și încă 4 km până la pensiune înapoi. Suficient, 12 km pe zi, zic eu. Voi nu, ei nu sunt obosiți. Pentru ei așa, lejer, de vară. Wait for me, I've got little legs. Dar eu nu mă bag în tufe. Uite, ăsta unde ți-a zis el, el știe unde e zona de belvedere. Ăștia-s ca mine, așa, le place apa din loc în loc, se mai opresc să admire Nera. Care foarte, foarte, foarte limpede. Și bineînțeles că liniște. Multă liniște. Și pentru că ți-ai drăguț. Simpatic. Nu dau seama pe unde, pe acolo, pe sus. Am trecut noi. Dar nu se vede. Nimic între copaci ăștia. Am prins să cred că pe sus, așa de tot, cumva. E zona aia pe unde am venit. Și marcașul și pe partea asta. Ajuns la punctul ăsta unde m-am oprit și l-a dus, 2,47 km avem de când am plecat. De aici, într-adevăr, se vede frumos. Și Nera jos în vale. Și versantul de pe partea stâncă, așa, stângă, așa stâncos. El e încântat de faptul că au venit ăștia patru câini cu noi tot traseul. Ceea ce, na, e mare lucru. Așa niște câini prietenoși. Ăștia nu cred că sunt câinii nimănui. Erau acolo în capătul satului. Cred că sunt maidanezi. Trăiesc și ei din mila oamenilor. Dar oamenii de pe aici prin zona nu prea iubesc câinii. Și cam îi alungă și cam îi bat. Unul dintre ei nu stă deloc, ar veni să-l mângâi, dar e foarte frică, a luat foarte multă bătaie în titelul. A, și ai ajuns și la stânca cu vipere. Aici, practic, pleacă toate traseele, pe aici este traseul spre ochiul lacul Bei și cascada secată de Ușnița. De acolo e traseul spre tunele și pe aici este traseul spre... Cheile Nerei, partea lungă și dificilă, un traseu care durează 7-8 ore, pe care noi am ales să nu-l facem, dar practic de aici se pleacă în orice direcție. Aici vreți să fiți dacă vreți să explorați mai mult Cheile Nerei. Chită 10 lei taxa de persoană, taxa de vizitare și locul de parcare dacă alegi să lași mașina aici. Sincer, dacă aș veni astăzi și aș face traseul pe care l-am făcut ieri, nu știu dacă neapărat m-aș mai duce până la cascada Beușnița.
Poate ar fi interesant să lași mașina aici, să mergi cei 5,5 km pe drumul forestier până la Păstrăvărie și de la Păstrăvărie mai sunt doar 1,5 km sau cam așa, până la lacul Ochiul Bei și retur ar însemna 17-14 km, ca mulți totuși de mers de aici pe jos. Ia uite-te, gata. A, păi dar nu l-ai mai mângâiat, da. Mititelu, și-a mai vrut. Ce, și eu? Nu eu, lasă, cu schimbul. Plecând de la Podul Bei spre Sasca Română, mi se pare mai dificil, parcă eram deja încălzit, încins și a mers mai ușor la venit. Acum, partea asta parcă n-a fost așa grea, mă rog, a fost dificilă, știți că v-am zis că nu merge așa în Adidas, dar e greu, greu și la vale, greu și la deal, mult pietriș, multe zone cu diferență de nivel, adică trebuie să faci pasul mare ca să te urci sus pe stâncă. Mi-am pus GoPro, am un mount de ăsta, e pus pe cască, pe cap. Sunt foarte curioasă ce o să iasă. Acum e un timelapse, așa cum mergem noi cu câinii prin pădure. Acolo e Nera, iarăși ne apropiem de zona aceea care e preferata mea, pe malul lacului. Da, tare sunt curioasă să văd filmarea care a ieșit acolo sus. Dacă o să o las oricum. E foarte posibil să fie multe bruiaje, pentru că m-am plecat, m-am uitat în sus, m-am uitat în jos, ca și acum, de altfel că aici e așa. Și, na, cam nu prea am cum să mă uit în cameră, de exemplu. Pauză de hidratare? Aaaa, am ajuns la râu și se bea apă. Du-te, mă, să bei și tu. Da, beau și eu. Mă, băiete, mă. Ce faci? Uai, cum dă el din lăbuțe. Mă, nădătorule, mă. Te-ai răcorit bine, iubitul de tine. S-au dus toți. După ce pleacă ăștia, că nu-l primesc. Gata, acum sunteți uși toți. Hai, să mergem. Hai, du-te mai și bea și tu apă. Nici nu știu ce mi-a plăcut mai tare din traseul de azi. Poate partea asta pe lângă apă, pentru că știți că mie îmi place foarte mult apa, sau poate partea aceea cea mai spectaculoasă de pe stâncă, în zona aceea abruptă, sau poate faptul că am avut patru însoțitori canini. Nu am văzut niciun șorpălău, că știu că mulți dintre voi v-ați întrebat aici pe traseu, foșneau chestii prin toate tufișurile. Eu sunt convinsă că cei patru viteji au fost de ajutor în această privință, ei localnici fiind, sigur, știu și zona, știu și să se protejeze în natură și chiar dacă ar fi fost vipere pe potecă, dumnealor ne-au deschis calea de fiecare dată și sunt convinsă că ar fi lătrat dacă ar fi fost ceva. Din punctul ăsta de vedere, m-am simțit mult mai în siguranță. Știți că iubesc animalele în general, pisicii și câinii în mod special, așa că a fost o zi cu atât mai frumoasă cu acești minunați însoțitori. Codițele vedeți că sunt veșnic vesele, veșnic flutură și da, am fost flancați toată ziua. Partea asta cred totuși că a fost preferata mea, deși periculoasă cumva și
hăul ăsta din lateral abrupt și înfricoșător un pic, dar până la urmă tot aici mi-a plăcut cel mai tare. Bineînțeles că m-am oprit din loc în loc să fac poze, bineînțeles că și prietenii se opreau din loc în loc să admire frumusețea locului. Scrieți-mi în comentarii vouă care parte din traseul de astăzi v-a plăcut cel mai tare sau ce v-ar fi plăcut vouă dacă ați fi fost aici, sau poate, de ce nu, ați fost și aveți o părere proprie. Aici ar fi fost bună o dronă, cred că aș fi putut trage niște cadre senzaționale. Nu că n-ar fi senzaționale și astea așa luate cu camera. Oricum, datorită faptului că mi-a plăcut atât de mult, am filmat aproape tot traseul și am și lăsat cadrele, să vă bucurați și voi. Ținut noi bine minte, da. Mai sunt și bucăți de-astea cu pietre și abrupte. Și acum că s-a făcut prânzul, bate soarele de sus, nu mai e niciun pic de umbră nicăieri. Vreau să dormă ca picioarele scurte. Gata, am ieșit din pădurea vrăjitoarelor și am ajuns în Sahara. Și dacă ieri mă lăudam că nici n-am obosit, nici n-am simțit că mi-e greu, acum nu neapărat că am obosit, dar mă doare genunchiul și glezna stângă, pentru că traseul a fost, ați văzut, foarte denivelat și nu, am forțat un pic în anumite poziții, probabil. I-a fost calmă, i-a făcut o baie, drept să spun, și eu aș face tot la fel ca el dacă aș fi câine. Mamă, și acum ia tot praful. Și după aia să-l mângâi un pic. Găsesc și o minge. Hai, vă duceți să vă jucați cu mingea? Hai, du-te, joacă-te cu mingea. Că aport. N-ai avut jucării când erai mic, nu? N-ai avut micuțelul de tine niciodată. Acum cred că ia vezi dacă e camera îndreptată spre asta de pe cap. Bravo, tata. Bravo. Scutură-te acolo, nu veni aici. Bravo. Căței s-au dus? Și duși au fost, ia uite, n-au nicio treabă. Am ajuns la puntea Suspinelor. Uite ce urme de lăbuțe ude. Da, păi sunt foarte înalte treptele. Adică trebuie un pas uriaș. Opa! Hai, prietene, du-te, că venim! Să ne așteptați acolo la terasă, că vă dăm o bere rece, dacă au, sau ce vreți voi să comandați. Să aștept să trec de jumate, că ne bălângănim dacă vii și tu acum. Mama, știi cum se vă păstrăvice clară apa aici? Da, să te oprești, să te uiți. Da, acolo în dreapta, la margine. Am văzut un banc. Nu-i mai vezi? S-or fi retras? Sunt! Beți și voi o bere? Rece? O bere la rece. Ba da, e cineva. Uite, e un domn acolo. Am ajuns la terasă. Noi am primit o bere să ne răcorim, dar din păcate băcare n-au aici, ca să... Cuiva a fost foarte sete. Ca să-i cinstim și pe prieteni. Ne-am răcorit un pic cu o bere. Cât a fost? 6 lei berea?
aici la terasă, la terasa de la Punce. Și domnii merg cu noi, sperăm să meargă până la pensiune, pentru că aici la terasă nu avem mâncare, să-i cinstim și pe emititei. Am ieșit imediat la capătul satului, terasa patronul timpuri. De aici am colectat pe dumnealor. Pe mine soarele mă ucide, sunt gata. Dacă mai devreme mai puteam, acum prin soare nu mai pot. Aici nu s-a putut mânca la terasă, la patronul timpuri exista un grill, dar hei, nu mai există. La noi la terasă, la recazare, scria în, mă rog, așa am fost informat că putem comanda micul prânzul la pachet, dar momentan nu este disponibil. Iar alte variante de masă aici în Slasca Română nu există. O să mâncăm niște roșii cu niște ouă. Roșiile sunt de cucuieți, ouăle le-am păstrat de la micul dejun și asta e. Nu e o problemă pentru noi că nu suntem pretențioși, dar e foarte trist ca în România anului 2024, într-o zonă atât de frumoasă și de turistică, să nu ai realmente ce să mănânci. Domnii n-au fost cinstiți cu nimic, săracii, că n-am avut de unde să le dăm și lor ceva la terasă, să sperăm că merg cu noi până la pensiune ca să le dăm niște boabe din alea de la Lidl. Hai, dă-i mai încoace, că lui e frică de așa alții. Oh, dragii de ei. Au lins tot. N-au lins tot? Pentru asta e frică să mănânc. Oh, a stat și el, dar numai un pic. La revedere, prieteni. La revedere, prieteni. Ia-ți și liniște, prieteni. Pa. Mergeți, mergeți, că vă bate lumea pe aici prin sat, ne bate. Avem și lună nouă. A fost o zi frumoasă, dar chiar și astăzi pot să spun, deși traseul a fost frumos, am avut patru companioni foarte drăguți, pot să spun, cu inimă, cu mâna pe inimă. Nu-mi place să fiu turist în România. E 3:30 dimineața, acum am terminat, domnii, cu nunta. Dar uitați-vă și voi în ce hal bate vântul pe aici. Și nu bate acum, așa bătut toate nopțile. Adică e ceva constant. Bună dimineața, în ultima zi aici, adică ultima dimineață, ne așteptăm masa și o să plecăm. După o noapte nedormită, ceea ce s-a auzit astă noapte a fost, se pare, ruga satului, care se ține la centru de informare turistică. În cazul în care vă întrebați la ce folosește un centru de informare turistică, fără informare turistică, iată, asta e. Mă uit că aici există și un șorpălău, dar nu-l văd acum. O să facem un tur al pensiunii, începem de la poartă. De cealaltă scrie pensiunea Casa cu Roz, dar nu o să o mai deschid, pentru că oricum am dormit toate nopțile cu porțile deschise, că le-a deschis vântul. Aici cred că e o cameră de serviciu și o cameră de vedere. Aici e parcarea și un spațiu total neîngrijit. O hartă. Și în stânga este primul corp de clădire, care este clasic, tradițional, cu termopane și ziduri normale. Aici cred că sunt apartamentele. Florile le-am mutat noi ieri. Aici nu se îngrijește nimeni de nimic. Tot noi, ați văzut broscoiul? Tot noi am umplut și heleșteul la pești și am ridicat minunea care face țâși băști acolo, că era răsturnată. Deci aici, din ce deduc eu, ar fi unul sau două apartamente, că am văzut pe net că au și apartamente. Cred că e o idee bună de cazare, pentru că clădirea asta ar trebui să fie mai puțin zgomotoasă decât căsuțele, cu intrare separată și cu masă, cu acest leagăn aici și cu tot acest spațiu care le deservește. Sunt acolo și niște șezlonguri prăfuite și nefolosite de mult timp, ce-mi dau seama. Acolo este heleșteu și aici urmează restul curții, unde avem așa, pe stânga și pe dreapta, câte două case rustice tradiționale,
acelea și acelea. Noi am stat în aceasta prima de pe stânga și clădirea principală unde e restaurantul. Aici e un loc de joacă pentru copii și acolo sunt două balansoare de-astea tradiționale. Aici o masă ruptă, acolo altă căsuță. Nu o să mai filmez acum restaurantul pentru că l-am filmat zilele trecute și o să inserez imaginile de atunci. Am ales noi această pensiune, a fost iarba verde din poze. Da, iarba verde nu există și totul este foarte neîngrijit, adică masa ruptă, flori căzute. Astea ok, le-a dat vântul jos aseară, dar să știți că astea sunt neudate de nu știu când. Totul e așa, nu bun. Telefonii mi s-a spus că putem opta pentru... trebuie să anunțăm de seara dacă vrem micul dejun și dimineața dacă vrem... prânz la pachet și cină. Prânzul la pachet n-a fost disponibil deloc. N-au fost disponibile nici lucrurile suplimentare din meniu, nu știu, probleme de aprovizionare. Nici ieri, nici azi, adică duminică și luni, n-a venit bucătărea să aleagă doamnă de aici. Iar mâncarea de aseară a fost sub orice critică. În meniu zilei trebuia să avem niște cotlete de porc la cuptor cu cartofi. Am primit niște cotlete de porc prăjit în niște ceapă prăjită, cu un sos cu ceapă prăjită și cu ardei prăjit și ne-a fost rău la amândoi asta noapte, că noi nu mâncăm prăjit, dar și cotletul era și ars. Vă inserez și imaginile cu cotletul de ieri. În prima zi a fost mâncarea foarte bună, dar după aia am mâncat prost, ca de obicei când am fost prin vacanță în România. Noi am stat la cabana Rotarului și haideți să facem și un tur. Avem aici două mini șezlonguri, o masă de asta de lemn și două scăunele. Și intrăm și vedem direct patul. Un pat pe care îl voi ține minte. Și nu, nu-l voi ține minte într-un sens bun, îl voi ține minte într-un sens foarte rău, pentru că niciodată, sau nu mi-amintesc să mă fi durut spatele în halul în care m-a durut aici. Astăzi m-am trezit, deci după ce că am adormit la 3:30 după ruga satului, la 5:30 n-am putut să mai stau culcată pe pat pentru că mă durea spatele atât de rău. Este o saltea veche. Hai să o ridicăm. Foarte denivelată. Deci arcurile astea le-am simțit pe toate în spate. Din păcate. Asta e. Lingeria a fost curată. Noi acum facem check-out-ul. Acolo un geam. Veioză și noptieră la fiecare capăt de pat. O roată și decorul este rustic. Un alt lucru, faptul că nu avem pod și a fost gălăgie, vântul ăsta se aude rău de tot pe acoperiș. Cuier, televizor. Interesante aceste două fotolii cu roți de căruță și cu potcoavele acelea jos în loc de picioare. Oglinda aceea mică, încă o roată. Am avut aer condiționat și să știți că nu știu cum am fi stat în căsuța asta care se încinge foarte rău peste zi fără aer condiționat, deci căutați-vă, chiar dacă aveți senzația că e la munte, să știți că e foarte cald în zona asta, căutați-vă cazare cu aer condiționat, mini frigider, o comodă pe care n-am folosit-o, că n-am fost deloc inspirată să-mi pun hainele aici. Și haideți să vedem și baia. Eu, baia este foarte mică, dar a fost curată, a fost ok, am avut apă caldă, apă fiartă absolut tot timpul, toaletă, un duș foarte mic, ar trebui să stau în afara dușului ca să mă pot apeca pentru că rău unde să te apleci, un săpun de mâini, am avut și niște treburi de alea, dar am avut și acasă și de acasă și am avut prosoape de aici de la dumnealor și da, asta e toată camera, n-a fost rău. Dar n-a fost nici bine, iar în ceea ce privește curtea, în niciun caz, nu a fost ceea ce am văzut pe net și nu a fost ceea ce ne-a determinat să facem alegerea, adică această curte. O să vă inserez o poză cu ea vechi, verde. Cafeaua asta nu are niciun gust. Nici l-am vrut să o mai cer eu astăzi, dar ne-a dus-o doamna, nici nu ne-a mai întrebat că ne-am luat zilele trecute. Acum o bestie să faci. Având această cafea bună, o să facem și un rezumat al cheltuielilor. Cazarea aici costă 210 lei pe noapte, am plătit 210 lei în avans și restul aici. Iar mesele la micul dejun era varianta mai mică 25 de lei, varianta mai mare 30 de lei, iar cina 35 de lei de persoană.
În total am plătit aici 795 și cu avansul de, 7, de 210, cam 1000 de lei cazarea și două mese, practic, unicele mese, că în rest n-ai ce să mănânci. Atenție, luați-vă de mâncat, luați-vă de băut, luați-vă apă, luați-vă absolut orice vă doriți, că nemanic. Am auzit prea bine. Motorina a fost în jur de ce a fost, o să mai punem motorina și pe drumul întoarcere, în jur de 500-500 și ceva de lei. Am plătit intrarea în Parcul Național 10 lei de persoană, 20 de lei, prânzul acela cu păstrăvul prăjit 120. Și ai mai plătit la... Și am mai cumpărat pălincă, siropuri și ce-am plătit. Da, am mai luat o cafea acolo unde erau morile, da, astea sunt extra. Și altceva n-ai mai cheltuit? Nu, că n-ai avut unde, că nu sunt magazine, nu ai, aici ești, adică pe cheile nerei nu ai, nu-ți cere nimeni bani. La aia mici n-am avut ce să le cumpărăm și lor mitite, aia patru cu codițe vesele. Acesta fiind micul dejun neboieret, brânză, castraveți, jumătate de roșie, niște cărnați, un lătă și niște zahăr. Spunem doamnelor că plecăm, hai să vă arăt și gunoiul ăsta care așa cu vârf este de când am venit și nu l-a golit nimeni. Mai bine nu ne duceam să ne luăm la revedere, că ne-am umplut de tot, de... Nici nu s-au ridicat. Ne-au spus așa într-o stră, doamna Marina, la care se ufă de pensiune. Are o atitudine. Ne ducem să ne luăm la revedere de la cei mai simpatici bănățeni. Oamenii pe aici n-au fost amabili. Singurele persoane amabile și drăguțe au fost toți oamenii din satul Eftimie Murg, unde a fost în prima zi cu morile, și domnul de acolo, de la Ocol, de acolo, de la Podubei, unde n-am plătit și taxa și care ne-a lămurit și ne-a dat toate informațiile. În rest, oamenii, eu nu știu unde e ospitalitatea aia românească, sincer, că pe aici, prin partea asta de țară, cu siguranță n-am găsit-o. Ce faceți, mă, copii, mă, dragii de voi? Ce faceți voi? Hai, toată lumea, dă-i și lui ăla de acolo, că e frică să vină. Uite acolo și ăsta. Ăsta e altul. Hai. Oh, ia uite, înghit tot instant. Nu mai avem poeți. Aia e tot, căutați pe jos. Căutați pe jos. Nu mai am. Cei mai simpatici bănățeni voi sunteți. Da, mă, tu ești șeful la toată lumea. Tu ești șeful. Ai brânză în păr. La revedere, prieteni. O să ne fie dor de voi. Gata, pa. Nu cred că mai venim pe aici pe la voi. Să vă fie de bine, pa. Pe aici n-ai pe unde să ocolești asemenea gropi. Cam ăsta e asfaltul de Caraș Severin. Mai avem numai un pic și scăpăm de drumul ăsta. Când ai zis că a fost reparat ăsta, în al doilea război mondial. Atunci a fost făcut. L-au reparat nemții și după aia a rămas așa, cu gropi, tot. Și lăsăm cheile nerei în dreapta, foarte frumos se ridică aburul de pe munte. Mare lucru, n-am mai filmat la întoarcere, dar Dunărea, un pic în zona asta de la Orșova, trebuia neapărat să o filmez. V-am spus din primul clip că îmi place foarte mult zona asta. Ne-am oprit în Craiova să mâncăm și noi ceva decent, comestibil, la un restaurant unde am mâncat astă iarnă când am fost la Târgu de Crăciun. Big Ben se numește. Și iată-ne înapoi în București, unde ghiciți cine se răsfață și se bucură de revenire. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem în vlogul viitor. Pa!